Până una alta, te sărut. Andra, stai liniștit, așa se numește piesa. Melodia care ne va încălzi de Crăciun. Autorii ei, Pavel Stratan și Ioana Ignat, se pregătesc de marea lansare care va avea loc acum aici. Pavel Stratan și Ioana Ignat. Salut, Pavele, bine ați venit. Stai să luăm în brațe fulgul ăsta de nea care este roz astăzi. Ce faceți? Hai de luați un loc aici pe canapea și bine ați venit. Băi, Pavele, ce mare a crescut bine Cleopatra. A fost zilele trecute pe aici, pe la noi. A crescut mare. Păi să crească. Să crească, că e mare și frumoasă, foarte bine. Ioana, deci aveți o piesă împreună. Despre ce este vorba, cum a plecat colaborarea, cine a avut ideea și ce ascultăm azi? Ea a fost cu ideea. De ce? Nu, Pavel a fost cu ideea. Pavel, deci ne-am întâlnit așa într-un studio. Da. Eram într-un studio, mă rog. Și erau mai mulți oameni acolo. El la un moment dat a început să cânte la chitară. Eu lucram la piesa În palma ta. Da. Și el când, la un moment dat cânta la chitară, m-am dus lângă el, a început să cânte din ale lui. Și apoi mi-a recitat, zici tu? Da, eu am recitat versurile de la piesa Te sărut. Ei au plăcut, eu în timp ce recitam, ei deja făcea melodia, băieții de prin prejur, da, repede care... S-au apucat de lucru imediat, da. Și... Și a ieșit piesa asta. Și așa a ieșit piesa Te sărut, cu Pavel Stratan și Ioana Ignat. Imediat o ascultăm, aveți și videoclip la ea, nu? Da. Sigur, da. Pavele, vreau să spun că acum vreo 2-3 săptămâni am descoperit o piesă ta, pe care am ascultat-o. Peggy, cum am pus-o aici la muncă, de câte ori? Am pus-o pe repeat. Piesa... făcută cu un coleg de-al tău de la Chișinău. Mergeai tu pe un câmp așa. Capușon. Hai de mine cum e piesă. În satul meu se lasă toamna. Exact, în satul meu se lasă toamna. Fabuloasă piesa aia. Am ascultat-o, ți-am speripit, am pus-o și aici la muncă. Foarte bună piesa aia. Dar acum vorbim despre o altă piesă care este la fel de bună și o să vă încălzească sufletul de Crăciun. Te sărut cu Ioana Ignat și Pavel Stratan, da? Yes. Yes, baby. Ioana, arăți foarte bine, vreau să spun. Mulțumesc frumos. Ești îndrăgostită? Mulțumesc. Oamenii îndrăgostiți sunt mai luminoși așa la față, da? Sau da? Nu știu, și mai roz. M-am machiat eu singură, în primul rând. Să te machiezi mereu singură, care arăți foarte bine. Mulțumesc. Avem piesă nouă și videoclip de la Pavel Stratan și Ioana Ignat. Se numește Te sărut piesa. O puteți căuta pe YouTube, nu? Da. E acolo și videoclipul integral și puteți să-i căutați pe oamenii ăștia talentați pe Facebook. Noi ne vedem mâine de la ora 3 după amiaza. Până atunci vă lăsăm cu o piesă frumoasă și pe niște Instagram, oameni frumoși. Și pe Instagram. Pe Facebook nu prea intru. Pe Instagram Ioana Ignat. Da, și pot să fac un anunț? Te rog frumos, repede. Acum, astăzi am lansat niște colinde cu surorile mele, Mădălina Ignat și Maria Magdalena Ignat. Și dacă vreți să le auziți, intrați la mine pe canal sau la Mădălina Ignat pe canal. Așadar, eu zic că e vremea colindelor și foarte frumos să o căutați pe Ioana Ignat acolo ca să le ascultați. Noi ne vedem la mine pe Instagram, Cătălin Măruță. N-am lansat nicio colindă astăzi, dar până la sfârșitul zilei nu știe ce se poate întâmpla. Vă las cu Pavel Stratan și Ioana Ignat. Seară frumoasă, ne vedem mâine la 3. Când gândul tău și tu te-ntrebi.